Ale este la horoscop, ne spune despre Mercur, care este retrograd, ceea ce îi dorim felicitări. M-a sunat ieri un bun prieten și a zis, măi, fata asta vorbește numai de rău la horoscop. Nu e despre ea, e despre stele. Amalia. Star. Bună dimineața din nou. Detalii despre situația banilor și a carierei astăzi. Berbec, nu te-ai concentrat prea mult pe viața ta profesională și pe nevoile tale financiare în ultima perioadă, de aceea acum se va instala panica. Cu toate resursele tale vei încerca să le iei ochii șefilor și să ieși în evidență la locul de muncă. Taur, vei avea multă treabă și multe drumuri de făcut astăzi. Din fericire, dispui de energia necesară pentru a-ți duce la bun sfârșit toate sarcinile primite. Gemeni, banii vor fi motivul tensiunilor din familie. Din păcate, lipsa acestora te va împiedica să faci unele lucruri pe care ți le doreai din tot sufletul, iar partenerul de viață pare să ignore acest lucru. Rac, munca în echipă îți poate aduce multe beneficii, dar pentru asta trebuie să renunți la a mai lăsa impresia că le știi pe toate și să ai voință să-i asculți pe cei din jur. Leu, nu încerca să stai pe tușă și să te eschivezi mereu atunci când vine vorba de sarcini și responsabilități. Dacă nu ai dorința de a evolua, e posibil să îi ții și pe alții în loc. Fecioară, nu stai rău cu banii, dar ai umblat la pușculiță și ai unele regrete. O achiziție majoră ți-a adus multă fericire, dar și câteva remușcări. Nu-ți rămâne altceva de făcut decât să te bucuri de ceea ce ai. Balanță, banii mereu au fost un stres pentru tine, dar astăzi chiar exagerezi. Deși o duci bine pe acest plan, tot timpul alegi să nu investești în nimic și să nu îți cumperi nimic care să te bucure. Mereu te gândești că nu este momentul să-ți faci micile mofturi. Scorpion, ești pus pe distracție, iar acest lucru te face să cheltuiești destul de mulți bani. Impulsurile tale parcă nu pot fi oprite nicicum, indiferent cât de mult ar încerca cei care văd pericolul. Săgetător, cu cât te concentrezi mai mult pe job sau pe afaceri, cu atât banii vor veni mai repede la tine. Este nevoie de devotament și multă muncă, dar aceste lucruri nu sunt o problemă pentru tine. Faci față cu brio oricărui ritm. Capricorn, reușești să obții o sumă de bani suplimentară. Este posibil ca aceștia să vină dintr-o pasiune de a ta sau dintr-o afacere mai veche căreia nu-i mai acordai prea multă atenție. Vărsător, este nevoie să renunți la viața ta personală dacă vrei să câștigi mai mulți bani. Înainte de a lua o decizie, numără bine ce ai strâns până acum și vezi dacă chiar este nevoie să faci un efort atât de mare. Pești, te gândești destul de serios la viitorul tău și este mai hotărât ca oricând să faci ceva pentru a evolua profesional. Ai suficientă energie încât să-ți poți pune planul în aplicare și chiar să obții primele rezultate. Atât pentru moment. Să aveți o dimineață frumoasă!